Pace, mă numesc voi Simona, am 39 de ani și fac parte dintr-o familie de creștini ortodoși. Mai am 20. Părinții mei au început să-mi spună de Dumnezeu de mică, m-au dus la biserică, Biserica Ortodoxă din Comun, și m-au învățat tainele acestei religii. Doresc să le mulțumesc că au avut grijă să-mi spună despre Dumnezeu și pentru educația care mi-au dat. De foarte multe ori ne ascultam și m-am îndepărtat de Dumnezeu și nu a fost bine. Mergeam la biserică duminică de duminică, împreună cu familia. Acolo de foarte multe ori simțeam că lipsește ceva, nu puteam comunica cu Dumnezeu, nu simțeam bucurie, dragoste de Dumnezeu, ceva se întâmplase. Părăsind pentru o perioadă statul natal și venind la Oradea, la liceu, relația mea cu Domnul era tot mai îndepărtată. Aici fiind, mergeam tot mai rar la biserică, și atunci doar când mergeam în sat, pe perioada weekendului cu familia. Pe perioada liceului și a facultății m-am angajat la o firmă unde am lucrat aproximativ 7 ani. După am hotărât să plec din țară pentru a-mi face un viitor mai bun. Dar din păcate nu am fost sufie și după o scurtă perioadă m-am întors acasă. Cu cât creșteam, treceau ani, problema păcatului s-a agravat tot mai mult în mintea mea. Și eram cuprinsă de frica pedepsei păcatului. De aceea am hotărât că trebuie să primesc pe Dumnezeu în viața mea. În acea perioadă, întorcându-mă acasă și stând un timp cu familia, mi-am găsit un loc de muncă la un magazin. Aici am cunoscut o persoană care este membra acestei biserici, Maranata. Am început să ne cunoaștem, mi-a vorbit de relația lui cu Dumnezeu și m-a dus aici la biserică. Pot să spun că aici am găsit ceea ce mi-a lipsit. Am găsit liniștea, dragostea de Dumnezeu, bucuria, cântările, predicile mă ajungeau la suflet. Această experiență mi-a dat o bucurie nespus de mare. Mă simțeam tot mai aproape de Dumnezeu, simțeam prezența Lui în viața mea. Aici am înălțat din nou legătura mea cu Domnul. Am început să vin tot mai des la biserică, să citesc Biblia, ascultam predici pe internet, eram fascinată de ce se întâmplă. Simțeam că Dumnezeu lucrează în viața mea. De foarte multe ori am pus pe Dumnezeu la încercare, în momente de cumpănă, ce mi-a răspuns și m-a întâlnit. Acum am mare convingere și mare siguranță că tot ceea ce trebuie să mă preocupe de azi înainte este marea răsplată care ne așteaptă pe noi toți și la venirea Domnului și cum să ajute azi să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că El ne iubește și vrea să fim salvați. Doresc să-L urmez pe Dumnezeu toată viața. Și aș vrea să încheie cu Psalmul 27, începând cu versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să primesc frumusețea Domnului și să mă minuiesc de templul Lui. Că cel mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul corpului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Ca și surori, sigur, sunt multe mărturii. Fiecare are, așa după cum a spus, mărturia lui. Abia să, de data aceasta, să ne ridicăm în picioare. Vom cânta împreună spre gloria Domnului o cântare. Și apoi, cum asculta cuvântul Domnului, prin fratele păstor, David Segrean, Domnul să-l binecuvânteze, ne rugăm pentru el, Domnul să-i dea cuvântul de care avem. Când am ascultat mărturiile care vă mărturisesc nici o parte din ei, sunt o surpriză și pentru mine și pentru Simona și pentru ceilalți care au făcut pasul acesta. Cum Dumnezeu lucrează în mod deosebit. Am văzut lacrimi pe fețele părinților, pe fețele fraților, pe fețele copiilor. Dar vă spun încă o dată toți care sunteți aici. Nicăieri nu ca prezența Domnului. Nicăieri nu ca și cu Dumnezeu. Orice face, oriunde ai fi, Dumnezeu e cu tine. Și când îți merge bine și când îți merge rău. Acesta e Dumnezeul nostru. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să genunchezi. Mă rog ca Dumnezeu să nu te lasă să mergi de aici, că nu te împaci cu Dumnezeu. Este dimineața ta în această dimineață, fie că e sus sau e jos. Dumnezeul nostru este viu și e prezent aici. Slavă lui Iisus Hristos, El este mamă, El este tată, El este stăpânul nostru. De aceea, din toată inima, o chem la Dumnezeu. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să genunchezi. Cântă cu noi următoarea cântare. Roagă-te acolo unde ești, pentru că Dumnezeu ne cercetează. Slăviți să fie Domnul nostru. Aleluia!
Dumnezeu, în adevăr,
n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să fiu la Maranata, la acest ceas de sărbătoare, această sărbătoare unică a Bisericii Domnului, o sărbătoare extrem de importantă, care aduce, cum spunea, o bucurie pătrunzătoare, profundă în inimile noastre și o mare încurajare pentru tot ceea ce facem aici în Casa Lui Dumnezeu. O încurajare pentru cei ce cântă, pentru cei ce se roagă, pentru cei ce postesc, pentru cei ce predică, pentru cei ce păstoresc, că efortul pe care îl depunem nu este în zadar, ci că Dumnezeu lucrează prin puterea Sa. Amin. Amin. Sigur că eu sunt legat, cum spunea fratele Violel, sufletește de Maranata de mulți ani și vreau să rămân legat în continuare. Amin. Și cred că așa este normal să fim într-o relație cât mai profundă și mai puternică unii cu alții. Domnul să ne ajute. Amin. Timpul e problemă și nu o kilometri, dar în rest, mergem înainte, slavă Lui Dumnezeu. Mă bucur foarte mult de cei 17 și vreau să-i felicit. Să vă felicit într-un mod personal pentru decizia care ați luat-o. Cred că e cea mai frumoasă și sunt multe decizii care luăm pe pământul ăsta, care ating vremelnicia. Decizia voastră atinge eternitatea. Glorie Domnului! Nu vă spun că sunt de acord cu ceea ce un mare evanghelist a spus la un moment dat, că cei mai buni predicatori sunt cei care sunt proaspeți, născuți din nou și mântuiți. Așa că eu nu pot să concurez pe credința noastră. N-am nicio șansă. Și nici nu vreau să am rămâna. Pentru că ce spun ei, pentru fiecare dintre noi este o experiență personală. Pipăibilă, vizibilă, puteți să vedeți și impactul pe care are asemenea mărturie în viețile oamenilor este cel mai grozav și cel mai important. Că noi, predicatori, putem să fim acuzați la un moment dat, cum spunea o tânără aici, că spălăm creier, că manipulăm oameni. Dar atunci când vine o persoană care spune, am fost așa, dar m-am întâlnit cu Iisus Hristos și sunt altfel, aici toate teoriile cad la pământ și cel care triumfă este Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze. După cum ați zis, frați și surori ortodoxi, nu este vorba aici, în actul mântuirii, de că te-ai născut cum te-ai născut. O să ajung în punctul ăsta. Ci e vorba că și cei care s-au născut în familii pentecostale, cu părinți, cu bunici, unul dintre ei avea unchi sau nu știu ce, păstori, sau bunici păstori, nu rezolvă problema. Fiecare din ei au nevoie de o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Domnul să fie lăudat. De asemenea, vreau să încurajez pe pocăiți. După cum ați văzut în mărturile lor, celor care au vorbit, până m-am întâlnit cu o persoană, ați auzit asta? Care s-a numit Cristina, Gheorghe, Alin, nu știu, mai departe. Există o persoană cu care m-am întâlnit. El s-a întâlnit cu doctorul care a zis, bă, aici nu mai e vii dacă nu. Deci s-a întâlnit cu o persoană. Dumnezeu a făcut să se întâlnească cu o persoană. Când te gândești, stimate, pocăit, care vii de atâta timp la biserică, să ai și tu într-o zi bucuria ca cineva să zică m-am întâlnit cu X. Și să tu auzi numele și când te-o dragi. Cea mai eficientă evanghelizare este de om la om. Cu siguranță, unii sunt supărați. Posibil că supărați că nu poți să ajungă la amvon tot timpul și foarte des. O, există un amvon pe care e la școala ta, în preajma ta, pe strada ta, oriunde ești, și poți să predici 24 din 24 fără întrerupere. Și poți să vezi mari minuni. Credeți-mă, dacă noi toți am face asta, nu erau 17, că poate că erau 100 sau 700. Așa cum a spus fratele din Chișinău, a spus la un moment dat, pocăiților, lor mă adresez acum și dumneavoastră tot la ei s-a adresat, bă, în fiecare an o aie naște cel puțin 1000. Dacă noi suntem acum 500 de pocăiți și dacă ne comparăm cu oița aia care naște cel puțin 1000, la anul viitor ar trebui să fim 1000. Crezi că se pare? O, sunteți liniștiți.
Crezi că cineva poate să vină la anul viitor să spune m-am întâlnit cu Gheorghe și el mi-a zis despre Iisus și m-a bătut la cap până m-a enervat și m-a chinuit și că persoana aia poate să se întâlnească cu Dumnezeu și poate să fie mântuită? Credeți că puteți să aduceți un om la biserică în fiecare duminică ca să audă cuvântul lui Dumnezeu? Câți credeți de aici până astăzi? Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru credința voastră, Dumnezeu să vă ajute și pe voi și pe mine să putem să slujim pe Dumnezeu. Frate Viorel, să mă chem la anul viitor la botez și să fi sute de candidați aici, vom vedea cum îmi face, dar Dumnezeu va lucra. Puneți-vă, cum se spune, amutare de tot ăsta. Până la anul viitor vreau să lucrez pentru Dumnezeu și prin mine Dumnezeu măcar un suflet să aducă la lucru. Da? Ne-l punem? Succes! Ne întâlnim la anul, dacă Dumnezeu ne ține în viață. Aș vrea, pentru că timpul zboară extrem de repede, și cu toții așteptăm momentul când să vedem această sărbătoare împlinită, când ei vor depune într-un mod personal, public, aici, în spatele meu, în apa botezului, mărturia lor, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Normal, predica mea se numește mântuirea în trei cuvinte. Primul este naștere, al doilea este înviere și al treilea este sprămutare. Primele două să încerc să dilestim. Cât de amănunt pot. Sunt simple. Pentru biserică va fi și mai simplu. Al treilea, vi-l dau ca material brut neexplicat. Nu e greu de priceput, dar vi-l las să vi-l dezvoltați dumneavoastră. Una dintre cele mai mari probleme în zona mântuirii în România este confuzia. După cum ați auzit că au declarat și ei, mărturile lor au spus. Bunica m-a învățat. Asta este grozav. Tata și mama mi-au spus, nu e bine asta, nu e bine asta, trebuie să fii cu Domnul, să te temi de Dumnezeu, să te rogi. Plus minus, am încercat să facă treaba asta. Când te uit la poporul român, am mai spus-o aici și nu numai, există un crez care seamănă foarte bine cu cântarea care ei au cântat, o care a cântat tot un crez. Cred în Dumnezeu ca Tată, românii și asumați și e vrăzat. Cred în Iisus Hristos ca Fiul. Și continui din credeu ortodox cel întrupat prin Fecioara Maria. Cred în Duhul Sfânt, care procede de la Tatăl. Cred! Deci pornind de la dezideratul ăsta, asumându-ne un credeu și o credință, teoretic vorbind, absolut reală, așezată pe Biblie și devenind consistența Scripturii. Dumnezeu e Tatăl, Creatorul nostru, a tuturor, binecuvântat să fie numele Lui. Amen. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, Ioan 3:16, că ne-a iubit și L-a dat pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică și noi credem în întruparea, în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și în înălțarea Lui, binecuvântat să fie Domnul pentru asta și credem și în Duhul Sfânt, care a coborât la Rusalii și este printre noi până în dimineața asta inclusiv și fie Duhul Sfânt binecuvântat în Biserica Maranata, de la simțit de cum am intrat în biserică, cercetând și înviorând inimile noastre. Laudă lui Dumnezeu! Amin. Pornind de la această bază, într-un mod logic, n-ar trebui să mai fie instaurată între noi confuzie. Și totuși, o grămadă dintre români, o mare parte dintre ei nu cred că sunt mântuiți. Alții cred că sunt mântuiți, dar nu sunt foarte convinși. Și există un soi de confuzie în viețile lor. Eu aseară am predicat în satul mare și am avut surpriza asta că la sfârșit să vină cineva și să vorbesc. 1, 2, 3. Unul dintre acești oameni mi-au spus așa. Mi-a zis prea de problema care îl dogoară, care îmi este ușoară. Și după aia mi-a zis, și eu întreb, dar dumneata ești pocăit? Da! Și cum e? Păi l-am primit pe Domnul acum 7 ani. Dar, bine, asta e grozav că le primi pe Domnul. Dar eu nu sunt clar că sunt mântuit pentru că eu am făcut foarte multe lucruri și nu pot să... Asta și nu pot aia și pot... Și deodată mi-am dat seama că el mi-a spus că l-a primit pe Domnul, asta însemna mântuire și iertare în totalitate, ștergerea trecutului și, de fapt, în el nu era clar că era mântuit. Adică el spune, am fost mântuit, dar nu sunt convins că sunt mântuit. Așa că mulți dintre români cred în Dumnezeu, dar nu sunt convins că aparțin lui Dumnezeu.
și necrezând că aparțin lui Dumnezeu, nu pot să fie niște așteptări grozave, dacă se întâmplă să moară, să pleacă în cer. Și atunci apare o grămadă de confuzie. Îmi doresc din toată inima mea, ca prin predica asta, care nu este deloc foarte evanghelistică, în sensul în care mă știți, este una mai doctrinară, Dumnezeu să aducă lumină în fiecare viață. Amin. Și mă rog plecând de aici acasă, toți, cel puțin să scăpăm de confuzie pentru totdeauna, dar îmi doresc să plecăm acasă mântuiți. Amin? Amin? Primul cuvânt de care vreau să predic și l-am numit naștere, îl găsim în Evanghelia după Ioan, dând două pagini, trei în spate, în capitolul 1. Începând cu versetul 11. Iată ce spune Evanghelistul Ioan. A venit la ei săi, adică la evrei, și ai săi nu l-au primit. Dureros. Următorul verset spune așa. Dar tuturor celor ce l-au primit, și aici am opresc puțin să-și acolo virgulă, a, cine sunt cei care l-au primit pe Iisus? Ortodoxii, pentecostalii, catolici, cei care fac una sau alta, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, adică în numele Lui Iisus Hristos. Ca să nu fie nicio confuzie. Băi, eu l-am primit, dar cum l-ai primit? Bă, tata, mi-a zis să-l primesc. Băi, cum l-am primit? Bă, preotul și-a pus peste mine crucea. Băi, cum l-am primit? Bă, Gabi să vrea să ruga pentru mine. Băi, cum l-am primit? Cum l-ai primit? Pentru că am primit, am fost într-o atmosferă foarte sudopasă. Pentru că mi-a spus bunicul și tata și m-au dus la biserică și m-au dus și au făcut una și alta. Eu, în felul ăsta, prin toți intermediarii și mai mult să mai primit, mai puțin l-am primit. Tuturor celor ce l-au primit. Cine sunt cei care l-au primit? Adică cei care cred în numele Lui. Binecuvântat să fie Doamna. Acestor persoane le-a dat drept să se facă copii al lui Dumnezeu. Așa să spun tuturor doamnelor, domnilor, bărbaților, tuturor care sunteți în biserică dimineața asta cu ocazia acestui botez, aduși de ei și prin ei aduși de Dumnezeu, că nu e o întâmplare aici, binecuvântat să fie numele Domnului. Așa să spun că dumneata și cu mine avem un drept. Când e vorba să ai un drept, trebuie să te rupi pentru el. Și în această dimineață vă aduc cea mai grozavă veste care poate să fie. Dacă aș veni să vă spun aici, să știți că am aflat în niște documente aici, pe Bihor, că aveți dreptul la 100 de hectare de pământ. Grozav, cum e în zona cea mai bună. Ai de ce grazi. Străbunicul tău ți-a lăsat și tu n-ai știut, dar cineva de la primărie o făcut șmecă și te ofentat și o și acum îți aduc vestea ta. Ai 100 de hectare sau 500 de hectare. Să știi că tu ești moștenitorul cele mai importante clădiri din centrul din Oradea. Vreau să spun că tu ești moștenitorul unei avuții și unei comori colosale. Tu ești, ai dreptul, ea ta. Câți îmi trebuia să stai și așa? Ah, cum ai dreptul. Trebuie să mergi să intri în posesia ei. Până la ora 12 ai dreptul să intri în posesia acestei comori. Dacă nu pierzi, pentru că se dă un decret după ora 12 și ești pierdut. Câți dintre noastră rămâneți în biserică după vestea asta să mă ascultați până și câți îmbuziți pușile și plecați? Pentru că timpul este crocort, dar cronometru mai aveți o oră să ajungeți în posesia documentelor. Toți plecăm, inclusiv eu dacă îmi dă cineva asta. Dacă este vorba de a mă face copilul lui Dumnezeu, dacă este vorba de viață veșnică, dacă este vorba de iertare și de eternitate și de domnia cu Iisus Hristos în vecii vecilor, cum ar trebui să arătăm în dimineața asta? Cum ar trebui să sărim, să nu pierdem momentul, să ne punem mâna pe dreptul nostru, să fim copii al lui Dumnezeu? Dar tuturor celor ce cred în numele Lui, El, Dumnezeu, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și toată adunarea spunem, slăvit să fie Domnul, amin. Am dreptul să mă fac copil al lui Dumnezeu. Bă, tu nu ești, nu arăți prea bine. Știu, nimeni nu arată prea bine. Dar eu am dreptul să mă fac copil al lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am predicat în Londra și a fost foarte multă lume acolo și mulți a trebuit să stea pe hol, că românii închirează în biserici, altora, englezi. Englezii sunt foarte puțini, din păcate, care merg la biserică și românii sunt de 3-4 ori mai mulți. Da? Plătesc chirie și acolo pe hol stăteau mulți. Noi am văzut când s-a terminat, au venit mulți care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul în seara aia. Mulți tineri, că doar tineri sunt. Și ultima dată vine un negru, Benjamin îl chema, și cu un translator mi-a spus
O, mi-a plăcut foarte mult ce ai predicat. Eu vin din Afganistan. Dar vreau să spun ceva. Eu mi-am dat seama aici că eu nu am dreptul la predica asta. Eu nu am dreptul la ce ai spus dumneata în seara asta. Și eu zic de ce? Pentru că eu am făcut o grămadă de nebunii. Pentru că eu am făcut o grămadă de păcate și toate păcatele astea mă descalifică și îmi fură dreptul ăsta ca eu să pot lua ce spui dumneata. Și când am auzit asta, mi-am dat seama că sunt destui care gândesc așa. Și atunci mi-am rezervat, deși eram transpirat tot, poate 20 de minute în care am predicat Cuvântul lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos și dragostea Lui și am arătat cu nenumărate versete din Biblie că nimeni nu este vrednic. Dar Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, ne-a dat acest drept. Deci dreptul ăsta e dat, nu de sistemul religios. Dreptul ăsta e dat de cineva. Dreptul ăsta ne-l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat mie un drept să mă fac copilul Lui, să fii fiul și fiica Lui. Te bucurează? Ai dreptul ăsta, ai dreptul tău. Și pentru dreptul să lupți și să spui, da, vreau. Și Domnul să te ajute dacă n-ai pus un apel să pui în dimineața asta. Cei 17. Avem dreptul să fim fiicele Lui. Da, aveți dreptul și au pus mâna. Și astfel declarat, suntem niște persoane mântuite. Lăudat să fie Domnul. Să mă fac copil al lui Dumnezeu. Când vorbim de copii, vorbim de familie. Când vorbim de familie și de copii, vorbim de actul nașterii. Eu m-am născut. Am mai fost odată aici. În 20 septembrie 1969, atunci am văzut lumina zilei, pe mama mea a plecat la Domnul, o chema Maria și pe tatăl meu Alexandru. Ei sunt părinții mei și prin dragostea lor, Dumnezeu m-a creat și prin nașterea din 20 septembrie 1969, eu am pătruns în lumea asta și sunt aici de 45 de ani și sper să mai rămân. Dacă vorbesc de începutul meu, trebuie să vorbesc deodată. Clar vorbesc deodată. Nu este nicio confuzie. Singura confuzie este că mi-a zis mama că atunci când m-a trecut în documente, m-a trecut în 21 septembrie. Dar eu sunt un om foarte, numai când e vorba de acte, spun că din 21, în rest eu tot timpul sărbătoresc. Cum ne sărbătoresc? Nu ne sărbătoresc neapărat. Eu îmi sărbătoresc în 20 septembrie. Dar toată lumea spun că eu m-am născut în 20 septembrie, nu în 21. 21 mi-a scris hărtie. Eu atunci am venit în lume că mi-a zis mama care m-a născut. Dacă vorbesc că am devenit fiul lui Alexandru și Maria, vorbesc deodată. Și vorbesc de un moment când cineva m-a născut. Așa că nu sunt nici într-o confuzie. Niciodată. Sunt clar. Cu acte în regulă, în data aceea, am pătruns prin naștere în lumea asta și am văzut lumina zilei. Băi, frații mei, stimații mei creștini, stimați prieteni și frați și surori, băi, noi nu știm că ne-am născut, din punct de vedere spiritual. Ești mântuit, Dumnezeu știe, preotul știe, altcineva știe. Și ne lipsește data asta, când ne-am întâlnit într-un loc personal cu Dumnezeu. Iar așa cum am pătruns în lume fizic, printr-o naștere, Dumnezeu a hotărât să pătrundem și în lumea Lui spirituală, în Împărăția Lui Dumnezeu, tot printr-o naștere. Și dacă nu s-a produs nașterea asta în cineva astăzi, indiferent cine ești și ce religie, vii penticostal, ortodox, catolic și mai departe, baptist, mă rog, în această dimineață, Dumnezeu să te nască din nou. Amin. Asta e una dintre cele mai mari și lupte a bisericii din vremea asta, dacă sunt membrii ei, oameni, bărbați, femei și tineri și tineri născuți din nou. Domnul să lucreze cu putere. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Următorul verset este versetul 13 în care i-am făcut introducerea. Ascultați, născuți nu din sânge și rămânem aici. Să eliminăm prima confuzie. O grămadă de creștini cred că ei pot să devină creștini și mântuiți prin sânge. Adică, dacă s-a născut dintr-o tată și mamă credincioasă, el automat poate moșteni mântuirea. Și el devine o persoană mântuită pentru că taică-sa și maică-sa sau bunicii au fost niște oameni de treabă. Și aș vrea să spun ce spune Biblia, că nimeni nu poate fi născut și să intre în familia lui Dumnezeu prin această variantă. Printr-o naștere naturală și printr-o descendență din tata și din mama,
pentru că mântuirea nu se naște genetic și nu este o genă. Mântuirea în mine și în tine, care se poate transmite în copiii tăi, în băieții tăi și în fetele tale niciodată. Mântuirea este un act unilateral pe care îl produce altcineva. Dar niciodată cineva nu poate fi născut din Dumnezeu prin genă și prin moștenire și prin sânge. Niciodată! Asta este una din marele ispite ale poporului român. Vă spun deschis, că și chemi asta. Căci credem că aparținem unui popor creștin genetic. Nu există așa ceva. Născuți nu din sânge. Aici, în fața mea, pe al treilea rând, este fiica mea, cuginele mele. Dacă vă uitați și care puteți să ia, vedeți care e trăsătura mea. Înseamnă, nu în totalitate, că nici nu era bine. Are un prieten de-al maică-sa, că întotdeauna frumusețea vine de la mame, de la soțiile noastre, de la femei. Domnul să le binecuvânteze, amin? Și toți bărbații capul sus, nu fiți triști. Nu suntem așa mai... Dar Dumnezeu ne-a dat încă noi niște femei care sunt foarte frumoase, că Dumnezeu le-a dat chipul ăsta și atunci apar și niște copii grozavi, da? Avem și noi rolul nostru, Domnul să-i binecuvânteze. Și ea seamănă cu mine. Dar credeți-mi, niciodată nu am putut transmite prin gena mea și a lui maică-sa mântuirea. Niciodată! Ok, am transmis ceva din înfățișare, ok, înaltă, ca și mine. Bine că și-o găsit un bărbat din alt. Asta e curat. Părinte, dar niciodată nu am putut transmite asta. Oh, i-am transmit un lucru care n-aș putea să le transmit. De exemplu, are probleme cu stomac. Exact ca mine. Aș putea să nu se transmit asta, dar asta merge prin gena. O grămadă de boli merg. Și sigur, prin gena mai merg tot felul de obiceiuri care le avem. Și care am vivut copiii și să nu le aibă. Dacă suntem dezordonați, nu mă aveți copii cât e exact ca tine. Dacă ți-au plăcut să-ți lați papucii păzle tot, nu mă aveți că și copilul tău exact asta faci. Nu mă aveți că tu ai un obicei că îți place carnea și copiii tăi bagă la carne. Am un prieten care, bă, dar că tot seamănă cu mine. Și zice nevasta, am 5 băieți în toate gabe, ăștia mă termină cu taică s-o șase. Trebuie să tai în fiecare săptămână oaie și un corc și trebuie să mă cu frigiderul ăștia, mâncă carne până rup tot. Asta e un dezavantaj pentru mama aia și pentru portofel. Deci prin genă s-a transmit multe de genul. Acum poți să-ți transmite lucruri foarte bune. De exemplu, frumusețea, eleganța, că am zis numai de lucruri negative, disciplina, grija, ești meticulos, așa era și bunică sau și maică sau și deodată îți găsești o grămadă de lucruri frumoase în tine, din părinții tăi. Asta se transmit, crede-mă, doar atât. Mântuirea nu se transmite niciodată în stres. Așa că să nu crea de nimeni. Ați văzut că au luat lui zic că tare, părinții lor au fost de treabă și bunicii lor și slujitori, ei au luat-o asta. Pentru că au avut nevoie de un moment în care să se întâlnească într-un mod personal cu Domnul Iisus Hristos, să fie atinși de puterea Evangheliei și să fie mântuiți. Să spunem toată biserica, amin. A contat rugăciunea lui mama? Da. A contat rugăciunea lui tata? Da. A contat rugăciunea bisericii? Da. A contat sfaturile? Da. Dar oricum decizia care a luat-o, a luat-o el. N-a vrut așa ușor, tu ești de ăla? N-a vrut așa ușor, la predică, la asta, la asta? Bă, Domnul își... Am mai spus aici odată. Domnul și dramatic. Înțelegeți? L-a băgat într-un accident, i-a arătat eu când fac praf mașina, ție ți doi doar un deget ca să nu suferi prea tare, dar să știi că eu pot să merg mai departe. Tu trebuie să te trezești, să vii realitate, să conștientizezi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de mântuire, că ai nevoie de Iisus Hristos, că ai nevoie de viață veșnică, că mor și mergi în ea. Și a venit la Domnul și Domnul l-a mântuit și el va zice în apa botezului peste câteva minute, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cred că mi-a iertat păcatele, cred că mi-a scris numele în cartea vieții și îl mărturisesc ca Domn și Mântuitor al meu și vreau să fac asta până la sfârșitul vieții și zic Domnul să-i ajute și pe ei și pe mine și pe noi toți, îi spunem toți amin. Oameni buni, eliminați prima confuzie, nu din sânge. Românii nu se nasc creștini, românii trebuie să se pocăiască. Nici din voia firilor ajungem la al doilea punct prin care eliminăm din voia firilor. Din voia firii mele și eu am văzut mulți să mă schimb. Și ei ați auzit și ei. Vreau să mă schimb. Vreau. Intenționez să schimb ceva în viața mea. O, cu ce n-am auzit asta. Din voia firii mele eu vreau să devin mai bun. Dar în firea asta nu există nimic bun. Apostolul Pavel a zis în Romani, capitolul 5, nimic bun nu lucrește în mine. Adică în firea mea pământească. Și noi vrem prin fire să devenim creștini.
prin voința noastră să devin creștini. Eu vreau și eu vreau să ajung prim-ministru. Numai trebuie să și pot. Că și Pavel a spus acolo în Romani, capitolul 5, am voința să fac bine, numai că nu am puterea să fac. O grămadă de români spun, vreau să mă las de asta, vreau să mă las de asta, vreau să mă las de asta, vreau să devin un familist, vreau să devin asta, vreau să fac asta, dar lipsește puterea. Vreau să fac, am voință, n-am putere să fac. Pentru că nimeni nu are puterea de a se salva de păcate și de legăturile și de viciile lui. Singurul care a stat pe cruce și a câștigat eliberarea pentru mine și pentru mine, tine, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă sunteți aici persoane care vreți, e foarte bine. Dar ai nevoie de puterea să fie eliberat. Și asta nu e în tine, e în afara ta. Și aceasta este puterea care vine prin crucea Domnului Iisus Hristos. Binecuvântată să fie crucea Lui și sângele Lui care cer să coboare peste adunare în dimineața asta. Dacă tu ești cel care vrei, doar atât nu reușești. Ai nevoie cineva din afară. Vă imaginați toți de aici că sunteți oameni educați, înțelepți, înțelepte, inteligente. Vă imaginați că Iisus Hristos ar fi venit pe pământ, l-ar fi dat Tatăl din slava Lui să se întrupeze într-un fir, într-un trup de om, cu slăbiciuni, cu limite, să plângă, să fie foame, să fie respins, să fie trădat, să fie bătut, să fie omorât, să fie scuipat, să fie umilit, să fie dezbrăcat, să fie ucis pe cruce, să fie băgat în mormânt, El, lumină din lumină și Dumnezeu din Dumnezeu și ființă din ființă, El prin care s-au făcut toate lucrurile, spunea Pavel, toate a fost făcute prin El și pentru El și nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără de El. Crezi că Dumnezeu îl trimitea în lume dacă noi, prin voia firii noastre, puteam să ne îndreptăm? Niciodată! Dar pentru că niciun om nu se poate salva singur, Dumnezeu, pentru că ne-a iubit pe noi și pe cei 17, a trimis pe Fiul Său să ne salveze. Aleluia! El a venit în afara noastră și a intrat în lumea noastră ca să mântuiască ce era pierdut. Aleluia! Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru că oricine vrea să se schimbe, să creadă în El, și dacă crede în El nu va pieri, ci în schimb va primi viață veșnică. Îi spun întotdeauna cu toată adunarea, amin. Voința ta e bună, e grozată. Dar fără Dumnezeu n-ar fi. Poți să-ți pui, că am pus și eu. Gata, nu mai fac asta niciodată! Când aveam o voință foarte bună și o ajutam, cu o încăpățânare și din comun, o duceam bine, o lună, două, chiar trei, după aia cădeam și durerea mai mare, pe mine cădeam a treia zi. Păi era gata să reușesc, după aia cădeam în bot. Era gata să nu scap de asta, v-am zis, nu mai! Și după aceea, mă scăpa, Doamne, iartă-mă, știți cum fac oamenii? Vai, Doamne, iartă-mă! Și Doamne, iartă-mă până mor, tot așa, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, să schimbă. Pentru că nu pot. Voința, plesnitură peste cură, arată că au frică de Dumnezeu. Vai ăsta și, Doamne, ferește ce am făcut, am noi un soi de legătură cu Dumnezeu. Dar nu ne putem schimba, pentru că Cel care ne schimbă este altcineva. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze voința. Dar aduceți-o mâna lui Iisus, că apoi Dumnezeu face din tine un om întreg. Amin. Amin. Nu din voia firilor. Al treilea, nici din voia vreunui om. Mai spun câteodată prietenii. Aveți o convingere dumneavoastră și după aia le explici din convingerea asta. Încât îmi vinea să mă pocăiesc pe loc, dar nu v-ați pocăit. Am zis să-mi venea. Și eu zic, eu vreau să te pocăiesc. Mai vedem. Dacă eu aș putea, fratele Viorel și mulți al Sfinților al Dumnezeu și mulți părinți, ar putea să mântuiască pe cineva și să-l deteme și să schimbe. Doamne, câți mântuiți erau în dimineața asta. Dar că vreau eu este absolut normal și trebuie să vrem ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și toată adunarea spune amin. Și eu vreau. Și Pavel a spus, dorința inimii mele, Romani capitolul 10, și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca tot Israelul să fie mântuit. De ce e tot Israelul mântuit? N-a fost și mesă. Dar ei spunea că avea o problemă. Și atunci, dacă nu depășesc problema aia, toată voința mea, că eu vreau să fie mântuiți, este în zadar.
Adică le spun mereu, băi, eu vreau să se pocăiască tot Becleam, toată Bistrița, toată Oradea, aleluia, tot Bihorul, toată România, să se întoarcă la Dumnezeu, eu vreau, eu predic, eu lupt, asta e partea mea și trebuie să ne-o facem și Dumnezeu să ne ajute să o facem, aleluia. Dar eu nu pot să mântuiesc oameni. Mi-ar face să am bagheta asta magică, să pun pe cineva, fii mântuită. Fii mântuită. Văd pe cineva simpatic la balcon, fii mântuită, domnule, așteptă. Mai văd pe cineva, mai văd pe cineva acolo care a venit cu... da, nu mai văd acum că e bărbatul ăla. Fii mântuit și tu, că eu mă uit așa prin soală. Mai mă uit aici, fii mântuit. Voi ați avut dorințe, părinții mei să fii mântuiți, fiți mântuiți. Cealaltă a zis, părinții să aici, să fiți mântuiți. Cineva să uitați în sus, să fiți mântuiți așa cu bagheta magică, odată vă mântuiți pe toți. După aceea se face coadă la mine, de la super sfinți, milioane de oameni la coadă, cei care se crea, poate mântuiți, poate libera. Dar Domnul a făcut asta. Și totuși a trebuit să fie coadă unul. La crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că nimeni nu poate fi mântuit prin voința unui om. Pentru că atunci n-ar mai fi nevoie din nou de Iisus Hristos. Așa că noi am fost născuți nu din sânge, nu din voia firii noastre, nici din voia vreunui om, ci suntem născuți, spuneți dumneavoastră de unde? Mai care, născuți din Dumnezeu. Revenim și spune, tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Dumnezeu. Născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Îi spune toată adunarea, amin. Pentru ca cineva să se nască din Dumnezeu, orice naștere are nevoie de doi părinți. Și vi-a aduc, și vi-a readuc aminte, și pentru cei care nu i-ați cunoscut, și ați fost ca la casa de copii până acum, că acolo sunt cei care nu-și cunoști părinții și ne-ai vrea să-l cunoști pe taică. Cum să nu? Nu vor, pentru că m-au abandonat. Da, pe maică, dar nu știu dacă mai trește. Dacă noi am devenit niște creștini orfani, adică de-aia e confuzie, că nu știm cine sunt părinții noștri. Cum ești mântuit? Păi, pastor-i părintele meu. Și mi-ai zis mie, domnul părinte, da? Păi știți că părinții noștri sunt altcineva. Și aș vrea să știți astăzi, ca să eliminăm orice confuzie, oamenii care sunt născuți din Dumnezeu sunt născuți din doi părinți. Să-i ține minte toată viața voastră, să-i respectați, să credeți în ei și într-o zi veți ajunge acolo unde sunt ei, în Împărăția lui Dumnezeu. Că și eu i-am pe Alexandru și Maria au plecat, dar mai am doi. Nu sunt orfan. Și sunt în regulă. Foarte în regulă. Copil al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Ăsta e dreptul meu. Și am devenit copilul lui Dumnezeu pentru că m-am născut din nou într-o zi, din doi părinți. Primul este 1 Petru, capitolul 1, citește și versetul 22 așa în introducere și după aia 23 va fi cel mai important și vom merge în jos. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. De ce? Versetul 23. Aici este primul părinte. Ne readucem aminte de el, noi care suntem mântuiți și spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru el. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Și toată adunarea spune amin. Primul nostru părinte este cuvântul lui Dumnezeu. A fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, să o vedeți imediat. Sămânța care poate putrezi, care este omul. Noi nu am fost născuți prin oameni. Dumnezeu s-a folosit de oameni. Noi am fost născuți duhovnicește din cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și cât rămâne cuvântul? În viață. Și tu vei rămâne în viață. Binecuvântat să fii Iisus. După aceea spune, căci orice făptură, versetul 24, este ca iară. Orice făptură. O, vreți pe Papa Francis? E acolo. Este ca iară. Că de-aia și bătrânii dumneavoastră. Și prea ați umorit. Orice făptură este ca iarba. O, aveți oameni speciali? Acolo sunt ca de iarba. O, știți oameni grozavi? Acolo sunt toți. Absolut. Orice făptură este ca iarba. Și toată slava ei ca floarea iernii. Iarba se usucă? Se usucă sau nu iarba? Și eu am 45 de ani, crezi, nu mai sunt ca la 25 de ani. Iarba se usucă și floarea cade jos. Ăștia sunt oameni. Vreți să fiți născuți din oameni? Nu. Vreți să fiți născuți din Dumnezeu? Da.
dar cuvântul Domnului rămâne în viață. Aleluia, toată adunarea! Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Și să spunem toată adunarea, glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Ce a spus Iisus ucenicilor? Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit și mântuită. Spune-mi toată adunarea, glorie Dumnezeu! Cine te-a mântuit pe tine? Dumnezeu! Cum? Printr-o naștere! Cine te-a născut? M-a născut Dumnezeu prin cuvântul Său. Glorificat să fie Domnul. Amin. De aceea trebuie să vedeți să propovăduiți oamenilor la fiecare din vreajma voastră cuvântul. Pentru că cea care le-a atins inima și cel care le-a atins viețile lor este Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Nicodine, trebuie să te naști din nou. Dacă nu intri, nici nu vezi cerul. Dar cum se poate un om bătrân să intre în pântecele Maicii sale încă o dată să se rănească? Nicodine, ce-ai născut din carne, este carne, poți să te bagi în pântecele tău, să te reîncarnezi de 500 de ori. Tot ăla ești. Tot cu slăbiciuni, mai multe, mai puțin, sunt diferite. Dar orice om care nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Iată apa care este cuvântul lui Dumnezeu, care te naște din nou pentru slava și gloria Împărăției lui Dumnezeu și se spune toată adunarea, glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Al doilea părinte care îl dau, Scrisoarea lui Pavel către Tit, capitolul 4 și 5 și 6. Capitolul 3, versetul 4, 5 și 6. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, mulțumim că s-a arătat, El, cine să țineți minte, El ne-a mântuit. Iar apar un nume aici. Nu pentru faptele făcute de noi în neprigănire, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de... Citiți suspectul. Citiți dumneavoastră, prietenii, ca să n-am o problemă. Înnoirea făcută de cine? Păi eu nu mă pot spăla creierul, dar cine m-a mai spală? Chiar adevărat asta cu spălarea creierului. Cine ar spăla creierul ăsta să-i tine bunile, să-i prostile, să-i măgăliile, să-i coșmare, să-i plin liniștinată? Deci cel care ne spală este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului. Pe care l-a vărsat, știa că avem nevoie, pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Să spunem toată adunarea. Glorie ție, Doamne! Pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Nu-mi imaginez că unii nu vreau Duhul Sfânt. Pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Hristos Mântuitorul nostru. Și spunem toată adunarea. Amin. Spunem toată adunarea. Amin. Doamne, ce-o vin Iisus pe pământ pentru altele? Să ne facem crucea, să nu ne facem a venit pe pământ pentru că prin Iisus Hristos Dumnezeu a revărsat peste mine și peste tine din belșug Duhul Său cel Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ne spală, ne înnoiește prin acest act al nașterii. Lăudați să fie Domnul. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia unui om, ci născuți din Dumnezeu. Cum ești născut din Dumnezeu? Am fost la adunare, foarte bine. Știi un predicator, da, sfamul lui, mai puțin bine. Știi pe cineva, ți-i drag, da. Dar eu am fost născut din Dumnezeu, cum? Prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. Ei știu asta, că de-aia ajuns la botez, că i-au învățat frații. Dar dumneavoastră, cei care n-ați ajuns la botez, în dimineața asta, mă rog, Duhul lui Dumnezeu și puterea Evangheliei să vă rămurească mințele și inimile. Și să fim gata să spunem, Doamne, vrem să fim mântuiți astăzi. Dumnezeu ți-a dat dreptul să te faci copil. Glorie lui Dumnezeu. Nu prin faptele tale, ci prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pe care l-a vărsat din belșug peste noi. E cruzat. Totul îi aparține lui Dumnezeu. De aceea vreau să spun în finalul acestui punct. Mântuirea este un act unilateral pe care îl face Dumnezeu prin cuvânt și prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Îi spunem încă o dată toată adunarea. Amin. Amin. Toată adunarea. Amin. Amin. Tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii al Dumnezeu fiind născuți din Dumnezeu. Pot în condițiile astea să am siguranța că sunt mântuit? Pot în condițiile astea să am siguranța că dacă mor la noapte, aparțin lui Dumnezeu?
pot să spun cu toată libertatea că sunt copilul lui Dumnezeu când tata e Biblia și mama este Duhul Sfânt. Pot să spun asta? Pot să spun că fiul lui Alexandru și Maria, dacă ei sunt cei care din firiparea dragostei lor, eu am apărut în lume, aveți o problemă? Trebuie să fie o confuzie, trebuie să le ridic din nume. Bă, tu acu ești? Păi nu știu, doamna Dumnezeu știe. Mă știu exact, am certificatul și îi spun, botezul este un fel de certificat de naștere în care scrie Dumnezeu astăzi, ei sunt fiii mei, pentru că declară în fața multor martori că mă aparțin și că i-am mântuit și sunt Domnul și stăpânul lor, lăudat să fie Domnul. Ei nu mai sunt în confuzie, nici tu nu trebuie să mai fii. În această dimineață trebuie să pleci din biserică acasă, crezând că ești o persoană mântuită, nu pentru că ești grozav sau sunt grozav, ci pentru că Dumnezeu ne-a dat dreptul ăsta și Dumnezeu ne-a dat părinții ăștia să credem în Evanghelie și crezând în Evanghelie să fim iertați de păcate și mântuiți prin înnoirea pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. Eu vreau, dar nu pot! Dumnezeu poate prin cuvânt și prin Duhul Sfânt! Amin! Aleluia! Amin. Și foarte scurt, a doilea cuvânt este înviere. Efeseni, capitolul 2, versetul 1 spune așa. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Așa cum ați auzit mărturia lor, mă folosesc că a lucrat Duhul cel rău în niște fii ai neascultării. Voi spre ei că ești la botez, că mă pot uita spre mine, că acolo am fost și eu și noi toți. Dar mulțumim că Dumnezeu ne-a izbăvit. Între ei eram și noi toți odinioară. Toți odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurile noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, și spunem aici, glorie ție, Doamne, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare, spune toată adunarea, aleluia, cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, repet în toate, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață, împreună cu Hristos, și în paranteză, prin har sunteți mântuiți, mergem mai departe, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginită bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus. Și toată adunarea spune amin. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Tot în coate și în genunchi. Nu vine de la tine. Nu vine de la oameni. Ăsta este darul Lui Dumnezeu. Mântuire este darul bunătății lui Dumnezeu. Și mă bucur că sunteți aici. Eliberați-vă de confuzie. Singurul care ne poate mântui este Iisus Hristos, Domnul. Harul mântuirii, al salvării și a iertării nu vine de la noi. De la noi vine nebunii, de păcatul, ura, dezbinarea. De la Dumnezeu vine iertarea, mântuirea și vine cadou nemeritat, viață veșnică. Glorie Domnului! Aveți vreo confuzie? Cine ne-a dus la viață, cum vă spuneți? Iisus Hristos. Cine ne-a înviat? Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și nu numai că ne-a înviat. Ne-a pus aici în biserică, cu ce faci? Eu cânt în corț în biserică. Ne-a așezat, ne-a pus în locurile cerești. Deci avem garanția și avem siguranța că suntem mântuiți lui Dumnezeu și că suntem deja în ochii lui Dumnezeu așezați acolo pentru ziua când vom intra în posesia tuturor bunătăților lui Dumnezeu care nu ne putem imagina cum vor arăta și din toată inima să spun Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Credeți că merită să fie fericit cei 17 pentru treaba asta? Da. Trebuie să fie fericit azi? Trebuie să arate așa cum arată vezi că nu le dăm niciun ban și să le dea o diplomă. Trebuie să fie așa de vesel, trebuia să scrie epistole astea și să spună cât de mare este Dumnezeu și cum ne-a mântuit. Credeți că a meritat? Credeți că merită? Merită, pentru că Cel care i-a dus din moarte la viață este Iisus Hristos Domnul. Este Iisus Hristos Domnul. Ești o persoană adusă din moarte la viață? Credeți că un om care a murit fizic și ar avea parte de o înviere fizică a uitat vreodată ziua aia? Sau, a uitat sau nu? Niciodată. Așa este și duhovnicesc. Când Domnul ne-a dus la viață din moartea păcată, nu uităm niciodată. Pentru că Cel care a făcut lucrul ăsta este Iisus Hristos, Domnul. Aș vrea să închei în viață să mai dau două versete foarte frumoase din Ioan, capitolul 5. Versetul 24 și 25.
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în ceea ce m-a trimis, are viața veșnică. Glorie lui Dumnezeu. Ești aici azi? Și nu vine la judecată. Sunteți bucuroși? De 17. Ci a trecut din moarte, unde? Și ce a zis Dumnezeu? Mă temeam de judecata lui Dumnezeu, că am toți în Israel. De justiția lui Dumnezeu. Atunci când îl primești pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale și ești mântuită, tu nu mai vii la judecată, ci ai trecut din moarte la viață. Și poți să spui azi, am viață. Glorie lui Dumnezeu. Și pentru ca să se explice mai mult versetul ăsta 24, Iisus Hristos a mai spus și pe cel din 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceas. Și acum a și venit. Când cei morți, se referă aici la cei păcat din Efeseni 2, vor auzi glasul Fiului Dumnezeu. Și cei ce îl vor asculta, ce se va întâmpla? Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Orice om cât de mort este în păcat, are capacitatea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iar dimineața asta este o dimineață grozavă. Prin faptul că sunt cei 17, prin faptul că e foarte frumos aici, prin faptul că voi sunteți și oameni minunați. Dar cel mai grozav lucru dimineața asta este că putem să auzim glasul Evangheliei. Că se poate propovădui Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar una este să auzi și alta este să asculți. Una este să auzi, alta este să asculți. Toți auzim și copiii mei au, dar nu toți ascultă pe loc. Una este să auzi despre Dumnezeu și alta este să asculți de Dumnezeu și să faci ce-ți cere El. O grămadă de creștini români aud, știu, sunt informați, doxă, dar nu ascultă de Dumnezeu. Cei care ascultă sunt aici. Fac botezul că Domnul Iisus Hristos a poruncit că oricine crede în El și se botează, va fi mântuit și mântuită. Glorie lui Dumnezeu! Oricine aude cuvântul și îl ascultă, va fi înviat. Așa că creștinii nu sunt o ceată de oameni care nu știu de unde vin și pentru ce trebuie și unde merg. Sunt oameni plini de viață, oameni cu aspirațiile cele mai înalte, cu visurile cele mai înalte și doresc în toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei 17 și toată adunarea, să fim niște oameni care să ne eliberăm de confuzie și să trăim cu toată libertatea și cu toată curăția pentru Dumnezeu. Spunem toți amin? Amin. Și punctul 3 am zis că nu vi le explic, dar trebuie să vă spun. Și ăsta ar dezvolta dumneavoastră acasă. Este foarte frumos. Este vorba de Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Naștere, înviere și strămutare sau mutare. Ascultați ce spune aici Apostolul Pavel, foarte frumos. El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului, binecuvântat să fie numele Lui, amin, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Putem să spunem glorie lui Iisus, amin, în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Și încă o dată spunem aleluia, că nu vă lasă. Dă versetul dinainte cu rău. El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului. Cine te poate salva? El! Cine te poate mântui și te poate muta în împărăția Lui? Popii, preoții, religia, ritualurile, formele. Vedeți scris ceva acolo? Vedeți scris ceva acolo? Uitați-vă bine, e Biblia pură. Biblia pură. El ne-a izbăvit și El ne-a strămutat. Asta este harul lui Dumnezeu. Numai tu trebuie să spui, vreau să fiu izbăvită, vreau să fiu izbăvit, vreau să fiu iertat, vreau să fiu mântuit, vreau să fiu mântuită și El este aici în dimineața asta să te mântuie, să te elibereze și să scrie numele în cartea vieții. El ne-a izbăvit și ne-a strămutat în împărăția dragostei sale. Vedeți vreo confuzie în versetul ăsta? Vă rog să vă uitați. Vedeți sau nu? Este o confuzie? Noi, în urmă cu două ore, eram afară. Unde suntem acum? Acum unde suntem? În clădire, da? Sunteți oameni normali. Nu spune nimeni acum, dacă eu vă întreb. Dumneavoastră unde sunteți azi? A, păi Dumnezeu știe unde sunteți. Stați cu voi. Păi, mi se pare de safară. Unde zice? Mi se pare că ești în omul, dar nu sunt sigur. Unde sunteți? Afară sau în omul? Este vreo teorie aici, este vreo confuzie, nu? Eram afară, suntem în omul. Așa e și cu pocăință. Eram afară, Iisus Hristos ne-a băgat în omul. Avem libertatea să spunem că suntem în omul astăzi? Puteți să spuneți că sunteți în biserică azi? Da. Puteți să spuneți că sunteți în împărăția lui Dumnezeu astăzi? Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Crezi că este normal un creștin să vorbească așa? Crezi că e normal că presiunea ăsta-i tata și aia e mama? Da.
Crezi că este normal un om care a fost mort și în viață să trăiesc și să vorbească? Da. Crezi că un om care a fost afară și este înăuntru să se laude cu gura mare, să spună eram afară, la ceva m-am mutat înăuntru și acesta este Iisus. E normal să spunem asta? E normal să predicăm pe Iisus și Evanghelia? Amin? E anormal să predicăm oameni religii și tradiții și obiceiuri? Total anormal. Pentru că singurul care ne poate ajuta este Iisus. Iar eu vă iubesc, vă prețuiesc și sper din toată inima că toți sunteți lămuriți, asta și intenționat, asta și m-am rugat și să plecăm de aici acasă liberi în inimile noastre și mai ales mântuiți. Amin. Și mântuiți. Amin. Mulțumim Domnul să vă mulțumim, frați și sorori, contrești la ospiterea Domnului pentru aceasta. Vom face timpul acesta când ne vom pregăti cu bunei cântări, dar pentru aceasta aș vrea câteva lucruri să le precizez. Așa după cum vedeți, avem frații care filmează și fac poze. Poate unii dintre dumneavoastră ar vrea să faceți o poză, vă rugăm să faceți lucrul acesta de acolo de unde sunteți, să nu veniți în față, să vă pot mișcați, sau dacă ați venit să stați într-o parte fără a deranja pe cei care fac lucrul acesta. Fiecare să rămâneți pe loc, de unde sunteți, să veți vedea oficiindu-se actul botezului. Avem să ne ridicăm în picioare. Cei doi frați slujitori, fratele Paul și fratele Abraham, împreună cu candidații, se pregătesc pentru momentul oficierii botezului. În timpul acestei cântări, candidații împreună cu frații se pregătesc pentru oficierea. Frații vor veni în partea dreaptă și vor veni în partea dreaptă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, îl a dat pe singurului fiind, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, îl a dat pe singurului fiind, ca oricine crede în el.
Ar vrea să citim două versete, sau să citim trei versete din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 18 până 20. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-a poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Așa după cum am citit, așa dorim să facem. Înainte de trecerea oficială a actului botezului, fratele păstor Petrică Forț ne va conduce în rugăciunea aceasta, apoi vom ocupa locurile și se va oficia botezul. Lăudăm și glorificăm numele Tău, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, care și în dimineața zilei de astăzi ne-ai binecuvântat și ne-ai onorat cu prezența Ta aici. În meritele Lui Iisus Hristos, Domnul Fiul Tău, venim astăzi să-ți mulțumim pentru aceste suflete care au hotărât ca să se mărturisească în apa botezului ca Domn și Mântuitor personal al vieților și sufletelor lor. În meritele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru garanția iertării, mulțumim pentru tăria și puterea pe care le-ai dat-o, Doamne, ca astăzi să se îmbrace în haine albe și să te accepte mărturisindu-te ca Domn și Mântuitor personal ființele lor. În meritele Domnului Iisus Hristos te rugăm, Doamne al oștirilor, Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru, să le poți de grijă în călătoria lor. Să-i îmbrățișești la o viață nouă, Doamne, în ascultare și supunere față de Evanghelie și față de Cuvântul Tău. Ca un bun și viitor de oameni, mă rog, scrie numele lor în cartea vieții. Că atunci când vei veni în gloria și în slava Ta, Doamne, împreună cu toți răscumpărații Tăi și aceste suflete, Dumnezeule mare, să facă parte din oastea răscumpăraților Tăi. Te rugăm să-i păzești de tot ceea ce ei n-ar putea să se păzească. Sângele Domnului Iisus Hristos, care a curs pe Golgota, să păzească viețile lor, ființele lor, Doamne, și familiile din care ei fac parte. Mă rog, Părinte, scump din ceruri, fă-i o binecuvântare pentru familiile lor. Fă-i o binecuvântare pentru biserica Ta, fă-i o binecuvântare pentru națiunea în care noi trăim cu toții, Doamne, lăudați și onorați să fie numele Tău. Proclamăm astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, moartea și înmormântarea acestor suflete, Doamne, față de păcat și față de tot ceea ce este rău. În același timp, proclamăm învierea în numele Domnului Iisus Hristos prin botezul în apă, pe ragrania în formelor din Evia. În meritele Domnului Iisus Hristos, fie prezența și călăuzirea Ta, Doamne, în continuare peste biserică, peste familiile noastre, Doamne, peste orașul Oradea, peste România, peste românii noștri îmbrășiați, în toate marginile pământului, binecuvântându-ne familiile și tot ceea ce avem, iar noi te vom înălța, te vom lăuda și te vom preamări pe Tine. Te rugăm și pe noi, rog, slujitori împreună cu Tine, învredicește-ne la lucrarea care ne stă în față, în continuare, și astfel noi te vom înălța, Părinte, prin ceruri, te vom glorifica și vom preamări numele Tău, de acum și prea-ntoa veșniciei. Amin. În familia Cații, sărbătoare. În familia Gombor, sărbătoare. Pentru că Daniela Cații, de la 17 ani, grabnică, ca toate domnișoarele și fetițele noastre, să se îmbrace mirea. Dar astăzi am plecat să îmbrace haina albă și frumoasă a curăției, pentru mirele Iisus Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. Daniela, nu te-ai grăbit un pic? Nu e hotărâtă? Cred că Domnul Iisus Hristos, care este salvatorul omenirii întregi,
care a murit pe lemnul din Golgota pentru păcatele și pentru fără de legile oamenilor de pe întreg pământul de-a lungul generațiilor, a murit și pentru vina și pentru păcatele tale? Până când vrei să vii credincioasă Domnului Iisus Hristos? Amin. În baza acestei frumoase mărturii, noi astăzi o poate zâmba de Daniela în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Boia ta, nu boia mea. Să se facă, Doamne, viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Roată doară Duhului Tosfânt, zi de zi s-o luam pe acest pământ, lumină să răspântesc mereu în jurul meu. În curgerea vremurilor, Domnul lucrat minunat. Lucrează și astăzi la fel de minunat, pentru că nu se poate. Nu se poate ca lucrurile pe care le face Domnul oștirilor să nu fie la fel de minunate și de frumoase precum este El. Mă bucur astăzi să fiu în această postură. În apa botezului și ori de câte ori am această ocazie, mă repet. Mă bucur când văd copiii prietenilor mei din tinerețe, a colegilor, împreună cu care slujeam Domnului din tinerețea noastră, când eram precum tinerul la 26 de ani. Vine din familia prietenului meu, Neu Roman, al lui Neola, se numea ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Personal, cred că după tati și mami, sunt la fel de bucuros ca și ei. Când Sergiu a decis și a hotărât să-l mărturisească pe Domnul Iisus, frata botezului. Sergiu, 26 de ani, un serios. Un serios. Da, da. Hotărâri serioasă. Normal. Decizii la fel de serioasă. Vreau să te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos, Domnul, Salvatorul omenirii, este și Salvatorul sufletului tău personal? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos pe dealul căpăsânii a purtat și povara păcatelor tale? Da, cred. Crezi că ești iertat în numele Domnului Iisus? Da. Până când vrei să rămâi credincios Domnului? Până la sfârșitul vieții. Amin. În fața martorilor văzuți și nevăzuți, în fața părinților tăi, a prietenilor, a rudeților tale, a bisericii Domnului de aici, în baza acestei mărturii frumoase, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit, fiindcă spală de Golgota sânge sfânt și ascultă de-a lui Iisus cuvânt. Privesc afară, e o zi frumoasă de toamnă, o zi plăcută, o zi binecuvântată. Iar aici, înăuntru, este prezentă Biserica Maranata, împreună cu martori văzuți și nevăzuți. Și în această dimineață frumoasă și binecuvântată, Larisa, te întreb dacă tu crezi că Iisus Hristos, care a murit pe cruce, și-a vărsat sângele ca să ierte întreg neamul omenesc, în acest sânge îți găsești și tu iertare. Absolut. Slavă Domnului! Domnul să te binecuvinteze. Amin. În fața martorilor văzuți și nevăzuți a Bisericii Maranata, în această dimineață te întreb, până când vrei să slujești pe Domnul cu aceeași dragoste și cu aceeași devotațiune? O veșnicie până la moarte. Amin. Să te ajute. În baza acestei frumoase mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Și dacă trăi pentru Domnul trăi, și dacă muri pentru Domnul muri, fie că trăi, fie că muri, noi suntem mai Domnul tu. Și dacă trăi pentru Domnul trăi, și dacă muri pentru Domnul muri, fie că trăi, fie că muri, noi suntem mai Domnul. Dani, la
vârsta de 21 de ani, a ales în această dimineață să fie prezent aici. Să fie bucuria sărbătorii noastre și bucuria Domnului totodată. Și în această dimineață El vrea să depună mărturie a vieții Lui, că de aici încolo, la cârma vieții Lui, va fi un singur Domn și un singur Dumnezeu. Și Domnul să-L ajute. Amin. Și aș vrea în această dimineață, în fața bisericii întregi, a celor ce văd și a celor ce nu văd, a celor ce-i vezi și a celor pe care noi nu-i vedem, aș vrea să-ți spun o întrebare. Crezi tu că Domnul Iisus Hristos, murind pe cruce, a săvârșit în jertfa Lui ispășirea pentru întregul neam omenesc, a tuturor nelegiuirilor și a tuturor păcatelor și totodată a tuturor păcatelor și nelegiuirilor tale? Da, cred. Slavă Domnului! În această dimineață, aceeași întrebare invariabil, până când ai de gând să-L slujești pe Domnul? Cu aceeași dragoste și cu aceeași dăruire a sufletului, a vieții tale. Toată viața. Amin. În baza frumoasei tale mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, inimă. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Pori, unde ești? Aici, prezent. Pori, ți-i carul cu Domnul Slăboanii, Doamne, pace, vorbul tău. S-ai văzut cum țin apa botezului și mă rog Domnului, astăzi, prima ta nepoată, mărturisește-ne Domnului Iisus Hristos în apa botezului. La 17 ani de lista, o hotărât, o decis ca să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal al vieții ei. Denisa, crezi că Domnul Iisus Hristos, Salvatorul omenirii întregi, care și-a vărsat sângele pentru păcatul omenirii întregi, a murit și pentru vina păcatelor tale? Da, cred. În fața martorilor văzut și nevăzut, vreau să te întreb astăzi, până când vrei să urmezi pe Domnul Iisus în lumea aceasta? Până la moarte. Ultimita să fim aici în apa botezului. Vrei să-i spui ceva Domnului înainte de a te mormânta? Da, aș dori că aici unde sunt eu acum să fie și tătă. Da, nu! În baza acestei frumoase mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin! Izvorul, izvorul, izvorul de bucurii, în porta, în suflet și nu-l mai pot opri. Da, mulți nu mă înțelega, dar eu nu pot așa. Izvor de lacrimi și de bucurii, inundă viața mea. În această dimineață, încă un candidat pentru marea oaste care va fi chemată la ceruri într-o zi, pe care noi nu o știm, și este ascunsă în Tatăl. Pentru acea zi binecuvântată, în această dimineață, Florin vrea să depună mărturie în apă botezului că îi va fi Domnului un slujbaș credincios toată viața lui. Și aș vrea să punem aceleași invariabile întrebări pe care le-am pus și celorlalți candidați. Florin, crezi tu că Domnul Iisus Hristos, atunci când a murit pe cruce, acolo pe dealul Calvarului, în jertfa Lui, a plătit pentru păcatele noastre ale tuturor și acolo, în acea jertfă, te-ai inclus și pe tine? Da, cred. Slavă Domnului, Domnul să-ți ajute. În această dimineață, Florin, te întreb dacă cu aceeași dăruire, cu aceeași râvnă, și cu aceeași dăruire de sine vrei să-L slujești pe Domnul și cât? Da, până la moarte. Amin. Domnul să-ți ajute. Amin. În baza frumoasei tale mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cineva sus în cer te iubește, cineva mă iubește greu. În orice vreme sunt iubit de Dumnezeu.
Dumnezeu. Ce să facem, totdeauna apii mici mărgat în imar. Șernii de la Valea Mare de Cot. Noi o recutora mai în vârstă, numai că Denisa, fiind mai tânăr, fiind la școală în oraș, a ales Biserica Maranata din Oradea. Ne bucurăm pentru tine, Denisa, Nicoleta, mulțumim Domnului pentru tine, Domnul să te binecuvânteze și transformă de grijă, familie și familiei tale. Cred că Domnul Iisus Hristos, care este salvatorul lumii, salvatorul omenirii întregi, pe dealul căpățânii din Golgota, purtăm povara omenirii întregi, a purtat și povara pe catele tale. Cred că Domnul Iisus Hristos este salvatorul și mântuitorul tău personal? Da. Până când vrei să rămâi credincioasă Domnului și legământului pe care în fața martorilor văzut și nevăzut tu îl faci? Amin. În baza acestei frumoase mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Domnului Sfânt. Amin. Nimeni din afară. Poate izbăvi. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate liniști. La 22 de ani, Sergiu, în această dimineață, se află în fața bisericii Maranata, a prietenilor, a cunoscuților, a marturilor văzuți și nevăzuți. În această dimineață, el, prin puterea pe care o dă Domnul, vrea să depună mărturie în fața Domnului că îl va sluji toată viața. Doamne ajută! Amin! Amin. Și aș vrea în această dimineață, Sergiu, să te întreb, dacă tu crezi că atunci când Iisus Hristos a îndeplinit pe cruce voia Tatălui, murind pe cruce, acolo, în jertfa Lui, a plătit păcatele întregii omeniri. Și atunci când a plătit păcatele întregii omeniri, a plătit și păcatul tău și nelegiuirea ta. În această dimineață și cea de-a doua întrebare pe care vrem să ți-o punem, și care se referă la timpul pe care tu vrei să-L slujești pe Domnul, vreau să te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți, cât timp vrei să-L slujești pe Domnul cu aceeași dragoste și cu aceeași dăruire? Toată viața. Amin. În baza frumoasei tale mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. El poate. El poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate aduce ce. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate aduce ce. Și Andreea, la 17 ani, s-a grăbit să se îmbrace în mireasă pentru Domnul Iisus. Dar, ca se întâmplă, mai mormântând și mirese niciodată și îi rugăm ca Domnul să aibă milă de Andreea la cei 17 ani ai ei, în care ea a hotărât și a decis una dintre deciziile importante și capitale ale ființei ei, nu numai pe pământ, o decizie de care depinde veșnicia ei. Andreea, Domnul să te sprijinească. Uite aici câte asistențe. Câți martori avem văzuți, dar cred că avem mai mult nevăzut. În fața acestor martori văzut și nevăzut, Andreea, eu te întreb dacă crezi că Iisus Hristos, salvatorul omenirii întregi, este și salvatorul și mântuitorul tău personal. Până când, Andreea, vrei să rămâi credincioasă Domnului și legământului care astăzi îl faci în apa botezului? Amin. În baza acestei mărturii, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. El e cântând. Amin. El e cântând. Cu
Mereu al lui. Toată viața mea. Amin. În baza frumoasă.